Monoxila descoperită pe Dunăre lângă Ostrov în urmă cu 7 ani va putea fi văzută de public. Artefactul va fi dus la Muzeul Militar Constanța, deoarece locul unde se află monoxila va fi reabilitat. În România mai există o astfel de barcă găsită în anii 70 în Albia Crișului Alb, însă are doar 700 de ani vechime. A fost descoperită în anul 2015 în Albia Dunării, în apropierea localității Ostrov, în Aval. Reprezintă o descoperire întâmplătoare. Era săgetă și atunci. Da, a fost identificată în luna iulie, probabil datorită nivelului scăzut al pânzei de apă freatică. Monoxila este o barcă veche de aproximativ 4.000 de ani și oprită cu precizie dintr-un singur trunchi de copac. Obiectul folosit pentru pescuit, transport și chiar pentru război a fost descoperit întâmplător de pescari din localitatea Ostrov. Cei care văd așa ceva sunt impresionați de dimensiune. Unii fac probabil și exerciții de imaginație realizând cum erau repartizați cei care mânuiau această ambarcație. Până la urmă, fiind găsită în apele Dunării, ne dăm seama că cei care au utilizat-o erau niște marinari pricepuți și astăzi. Această artă a scobirii trunchiurilor de copac pentru crearea unui mijloc de transport pe ape s-a pierdut în timp, devenind mult mai accesibile bărcile din fibră de sticlă. Totuși, spre a ști de unde pornim și către ce ne îndreptăm, este necesar să nu uităm de existența acestor elemente istorice cu care omul a cucerit și mediul acvatic de-a lungul timpului.